Jucării pentru copii din hainele pe care nu le mai purtăm. Elena Melnic, mama a 4 copii, a găsit o alternativă pentru hăinuțele pe care nu le mai îmbracă copiii ei. Astfel, practic cu zero lei investiție, ea creează cele mai inedite lucrări. Bună ziua, bine ați venit la noi acasă. Reciclăm hăinuțele care nu ne mai sunt bune. Ca să fii creativ, nu neapărat să investești, totodată protejăm planeta. Avem nevoie de niște perechi de ștrampi, de clay, de ghinde, de orez, de ață și de blăniță, fetru de culoarea roșie. Pentru început o să luăm ștrampii aceștia care nu mai sunt buni și o să ne luăm detaliile necesare pentru piticul nostru. O să fie burtica, de fapt, al piticului nostru. Atât timp cât copiii oarecum hrănesc piticul cu orez, am să tai două detalii pentru căciuliță și croiesc din partea deja superioară al ștrampilor între unghi, dar de o formă mai alungită. Avem prima căciuliță. Important, dacă vezi o idee și îți place și oarecum ajustezi la materialele pe care le ai tu, de ce să nu încerci să faci copiii tăi un lucru util? Pentru a face năsucul piticilor, o să am nevoie de niște dresuri vechi de damă. Deci o să tăiem exact așa din un dreptunghi, să zicem, un pătrat. Și aici îl umplem cu această umplutură, de fapt, pe care o aveam noi în casă, însă la fel se poate de folosit și niște bucăți din astea tăiate mai mici. La etapa aceasta, pur și simplu, o să facem un nod. Nodul ăsta chiar o să ne prindă bine și de a pune căciula și de a pune năsuc. Hai tu doar încearcă să faci un nod. Existența acestui orez aici, în interior, de fapt transformă această jucărie într-o jucărie de antistres. Avem toate detaliile gata deja și o să începem asamblarea piticului nostru, da? Tudor și el vrea să fie un pitic bărbos. Cel mai puțin de jumătate de oră, piticii noștri sunt gata și banii economisiți și un timp de calitate petrecut. Plus asta o să fie un decor super fain în casa noastră.